Buturuga mică din carul armatei. O rubrică despre militarii de carieră ai Armatei Naționale. Autor Dragostina Bicol. Format peste 18 generații de soldați, a însușit 3 meserii militare, a participat la un număr grăitor de cursuri internaționale de perfecționare, a adunat câteva medalii bine meritate, a contribuit la menținerea păcii în zona de securitate și este în lista celor care vor pleca în misiunea din Kosovo. Sunt realizări numerice înregistrate timp de 7 ani în armată, în spatele cărora se află insistența, pasiunea, motivația de a fi profesionist până în mădova oaselor. Este vorba de locțitor comandant pluton cercetare, batalionul 22 de menținere a păcii, un militar din neamul Andreilor, plutonier Andrei Cojocar, un militar care schimbă percepția față de statutul de subofițer. Mulți gândesc că subofițer asta este ceva legat doar de un depozit. Mie îmi place foarte mult să activez în calitate de locțitor comandant pluton. Asta îmi dă o șansă iar să particip viața de zi cu zi a soldatului. Fiind în contact cu el uneori de la deșteptare și până la stingeri, pot să înțeleg mai bine ceva din greutățile lor, ceva care la un moment dat aș putea să-l ajut. Dar e destul de dificil să lucrești cu militari în termen. Cum v-ați organizat munca astfel încât incidente să nu apară și dimpotrivă să-i faceți pe cei 30 de oameni cât mai eficienți? Cea mai eficace metodă iar de a lucra cu militari în termen este convorbirea cu dânsul. Dacă îi găsești un punct așa pe unde să te poți apropia de el ca prieten, atunci el are o încredere mai mare în tine și exemplu personal, nu în ultimul rând. Să zicem așa, dacă ai sta doar dintr-o parte și ai dat comenzi numai că vă aliniați drept, fuga marș sau chestii de astea și el vede că tu nu poți alerga, atunci asta are urmări. Militarul în timp poți să nu mai aibă încrederea necesară și asta pune în pericol executarea cărora misiuni. Prin ce se deosebesc, dacă se deosebesc aceste 18 generații de soldați? Se observă că totuși există o dependență foarte mare față de calculator, față de telefoanele mobile, față de tot, față de internet de asta. Și militarul în termen, nimerind într-un mediu de asta, cum e armata, de exemplu, îi vine foarte greu să se acomodeze la o viață altfel, unde trebuie să-și lustruiască bocancii sau să scoale la orele 6 dimineața, să culce la 22:00. Din partea noastră, ca militar contract sau ca comandant, necesită un lucru mai aprofundat în privința asta. Perioada asta de adaptare poate și la 6 luni să ating și el încă să nu fie deprins în totalmente cu viața de armată. Sergent Major Braghiș, comandant grup cercetare. Din primele zile când am nimerit între acest pluton, mi s-a părut ca un militar bine ordonat, exemplar. El poate acționa prompt în diferite situații și logic și el merită de urmat. Sunt cercetaș, mitraliur, Frunz Daniel. Un specialist bun. Că m-am doriatat. Militarul Cojocar pune mare preț pe pregătirea profesională. Omul cât trăiește, învață și astfel reușește să fie în pas cu civilizația, mărturisește dumnealui. Având acest scop, și-a creat o viață dublă. Pe de o parte, învață o meserie civilă, fiind student la geografie la Universitatea din Tiraspol. Pe de altă parte, acumulează cunoștințe și abilități militare la diverse cursuri internaționale. Germania, Cehia, Bosnia și Herțegovina, România sunt doar câteva țări ce i-au oferit aceste posibilități. Mai mult ca atât, cunoștințele și-au găsit aplicare în diferite exerciții și misiuni. Drept răsplată a obținut și 2 medalii, militar eminent și în slujba patriei de gradul 3. Am obținut insignă dată în 2006, în urma participării la aplicația Lancer Longbow, care s-a desfășurat la noi în Moldova, cu participarea mai multor țări. Cred că n-am s-o niciodată, fiind totuși este prima. Și cea de în slujba patriei? Am participat iarăși la un șir de aplicații. Părerea mea că m-am arătat nu rău, cred că a fost și părerea comandanților mei de asta și am obținut. Totdeauna am stăruit să mă perfecționez, să studiez ceva nou, să fac față cerințelor, la un moment dat poate să ies cu careva idei.
Instruirea, aplicațiile sunt foarte utile pentru orice militar, însă misiunile propriu-zis reprezintă adevăratul examen de capacitate. Plutonier Cojocar a susținut deja primul examen în forțele de menținere a păcii, iar în prezent este în așteptarea celui din Kosovo, față de care nu are nicio emoție sau frică, ci doar dorința puternică de a se manifesta. Ne vom ocupa de patrulări, de ducere serviciilor la punctele de control, de paza obiectivelor importante, paza bazei, cum ar fi, sau alte obiective. Și unele misiuni care vor parveni acolo pe loc. Ce așteptări aveți de la această misiune? O bogată experiență, anume într-o misiune reală de menținere a păcii. Aș vedea un alt mediu, ceea ce pentru mine întotdeauna a fost ceva interesant, fiindcă foarte mult îmi place mișcarea, nu-mi place să stau locul. Și pentru o creștere profesională, nu-i așa? Pentru creșterea în funcții, creșterea în grad, să știu că mă numesc cu capul sus, că sunt militar profesionist, asta este scopul. Din discuție cu plutonier Andrei Cojocar am înțeles că încrederea în omul de alături este cuvântul cheie atât pentru familia dânsului unde cresc două fete, cât și pentru armată, în care își pune mari speranțe de avansare. Are toate șansele, susține comandantul batalionului 22 de menținere a păcii, locotenent colonel Roman Ceban. Îl apreciez cu cele mai înalte calificative, a depus efort pentru autoperfecționare și se evidențiază între colegii săi prin stima care o are de la subalterni. Știe să-i strângă alături, știe să-i facă pe toți colectiv. N-am să spun faptul că de multe ori iau și eu învățătură de la subaltern și de la Andrei Cojocar în același timp. De asemenea, militari are nevoie atât batalionul 22 de menținere a păcii, cât și restul armatei naționale.